La propunerea Facultății de Teologie Sfântul Apostol Andrei, Universitatea Ovidius din Constanța a acordat titlul de doctor honoris causa în al preasfințitului Kirilos Katerelos, mitropolit de Abidos. Evenimentul a avut loc în sala Senatului Universității din Constanța, în prezența mai multor cadre didactice, personalități și studenți. În al preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului prezent la eveniment a citit laudațiu în fața asistenței. Suntem bucuroși și sunt recunoscători Senatului Universității Ovidius, care a votat decernarea acestui titlu marei personalități, pentru că este pentru noi toți un reper de valoare, de exigență științifică. Această personalitate ne va aduce nouă tuturor un plus de valoare și va ridica prestigiul universității noastre, pentru că de acum înainte va reprezenta și universitatea noastră în toate întrunirile internaționale și va da cu adevărat universității noastre o vizibilitate în multele conferințe pe care le susține în toată lumea, în toată Europa și în America. Suntem deosebit de onorați astăzi pentru a înmâna acest titlu și implicit al face membru al corpului nostru academic eminenței sale în al preasfințitului Kirilos Katerelos, care ne-a onorat și cu prezența și cu un lectio, un laudatio, un lectio magistralis deosebit de interesant din domeniul dânsului de activitate. Repet, de astăzi corpul nostru profesoral este mult mai complet și îl așteptăm cu mult interes în anul viitor, care este un an jubiliar Ovidius și în care universitatea noastră va organiza prima conferință a doctorilor honoris causa ai universității noastre. Profesor la Universitatea de Stat din Atena, în al preasfințitul Kirilos Katerelos s-a concentrat în lucrările sale pe studii legate de Biserica Catolică.